Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Semne și Simboluri. Sunt Ștefan Bratosin și împreună cu Mihaela Tudor am plăcerea deosebită să primesc în cadrul acestei ediții a emisiunii Semne și Simboluri pe doamna lector universitar dr. Florica Iuhas de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării de la Universitatea din București. Doamna Florica Iuhas, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Înainte de a aborda un subiect foarte interesant, un subiect care va interesa în mod sigur, mă invit pe Mihaela Tudor să ne prezinte pe invitatul nostru. Mulțumesc, vă spun și eu, bine ați venit în studioul Speranța TV! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit și în această săptămână, ca de obicei sarcină grea, dar voi încerca să fiu scurtă pentru a lăsa mai mult timp discuției. Este vorba despre un invitat care are peste 15 ani de experiență în învățământul universitar, dar și o experiență în jurnalism, o experiență de profesionist în jurnalism. Este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, absolventă de studii masterale și doctorale în jurnalism, specializarea mass media. A scris numeroase articole de cercetare, numeroase lucrări. Nu o să le citesc acum pentru că vom avea ocazia să vorbim despre acestea în cadrul emisiunii noastre. Este doctor în științele comunicării și are un postdoctorat tot în științele comunicării, în specializarea antropologie mass media. Cursurile pe care le predă invitata noastră sunt legate de fundamentele sistemului mass media, colectarea și prelucrarea informațiilor, relații și comunicare cu presa. Interesele de cercetare, cum am spus, gravitează în jurul chestiunilor legate de antropologie, mass media și de jurnalism în general, cu diverse aplicații pe diverse terenuri despre care vom avea posibilitatea să discutăm împreună. Mă opresc aici pentru că vreau să văd care este tema aceea anunțată așa de... Doamna Florica Iuhas, printre textele, printre articole pe care le-ați produs dumneavoastră, am găsit un articol care se intitulează Haina și funcția ei de disimulare. Imediat m-am dus cu gândul la o temă destul de veche, la niște oameni care deodată s-au descoperit că sunt goi și au vrut să se acopere. Dar de atunci până acum lucrurile au evoluat și da. Haina are încă scopul acesta de ascundere, disimulare, vom vedea ce e toate acestea. Cum v-a venit ideea, cum ați ajuns să faceți studiul acesta? Pentru că e un articol, un text pe care l-a scris în urma unui studiu. Despre ce este vorba la începutul începutului? Da, este vorba despre faptul că haina nu numai ne îmbracă. Haina ne poate ajuta să ne ascundem sau haina ne poate ajuta să ne apărăm. De multe ori, haina poate avea o funcție apotropaică, dacă stăm să ne gândim bine. Tema, mă rog, ideea articolului mi-a venit în urma unui articol pe care l-am citit în presa americană. Niște tineri s-au îmbrăcat și au confecționat niște cutii și le îmbrăcau. Cutiile arătau ca un radar. Și opreau oamenii pe stradă. În primul moment era șocul atât de mare pentru conducătorii auto, încât nu își dădeau seama că este un om ascuns într-o cutie care arată ca un radar. Presupun că erau niște radare mari. Și așa mi-a venit ideea. M-am gândit, ok, hai să vedem cum se poate disimula prin vestimentație. Și în articol am dat tot felul de exemple culese din mass media, pentru că este o abordare din perspectiva antropologiei mass media, ca să arăt că oamenii de multe ori se îmbracă pentru a se amuza.
sau se îmbracă dintr-o anumită nevoie de a disimula, de a se ascunde, este cazul carnavalului, de exemplu, sau este cazul mătăhălilor, dacă știți sărbătorile de Crăciun, în satul românesc, presupun și o travestire, practica băieților, care se îmbracă în haine de femeie, se dau cu cremă de pantofi pe mână și sperie copiii. Deci există foarte multe situații din acestea de travestire. Și m-a încântat ideea. Mai mult decât atât, acum lucrez la un articol care este legat de cămașa ciumei. Este foarte interesantă această cămașă, pentru că în satul românesc, în momentul în care se apropia ciuma sau orice nenorocire, 9 femei se adunau la șezătoare și făceau într-o singură noapte, aceasta era condiția acestei cămăși, să fie făcută de 9 femei, dintre care conducătoarea, să zicem, șezătorii, trebuia să fie o femeie văduvă. Făceau această cămașă a ciumii, dimineața o duceau la preot în zorii zilei, după care o puneau în capătul satului, în așa fel încât ciuma, știm după reprezentările ei imagistice, ciuma care era goală, își lua această cămașă și lăsa locuitorii în pace. Mi-a fost pusă o întrebare, de unde știau oamenii că vine ciuma. Despre ciumă se zice că e foarte fricoasă și era frică de câini din sat, de unde și expresia da, niciun... Da. Și atunci câinii începeau să latre și anunțau venirea ciumei, iar ciuma întotdeauna stătea câteva ore și vedea unde este breșa prin care ar putea intra în sat, adică să fie mai puțin câini într-o anumită zonă a satului. Și această cămașă este foarte fascinantă. Ultima s-a făcut în Țara Lăpușului, imediat după Revoluție. Și eu încă mai merg pe teren și întreb persoanele în vârstă dacă își mai amintesc de această cămașă a ciumei. Este foarte interesant. Din articolul dumneavoastră reiese o legătură clară între haină și corp. Da. Corpul care cere o haină, haina care cere un corp, ați dat un exemplu adineauri. În ce măsură sau de unde nevoia aceasta de a corpului de haină? Presupun că, adică mai mult decât... Dincolo de aspectul acesta foarte practic, da, să țină cald. Să ne acoperim. Da. Eu cred că haina până la urmă ne dă, ne dă o identitate. Că ne exprimăm prin haina. Că ne jucăm până la urmă cu identitatea noastră. Am arătat în articol că haina poate fi îmbrăcată și în scopuri ludice. Nu este, adică dincolo de scopul funcțional și de rușinea de a ne plimba goi, pentru că există societăți în care oamenii umblă cu niște frunze în jurul părților mai sensibile, să le spun așa. Dar cred că în societatea de astăzi haina ne creează practic o identitate sau ne ajută să ne creionăm identitatea. Poate astăzi eu merg la o petrecere și mă îmbrac ca o rocăriță. Mâine mă duc la facultate și mă îmbrac ca doamna profesoară. Deci este evident că asta este una dintre funcțiile hainei în perioada modernă, să-i spun așa.
Implicațiile hainei sunt enorme în spațiul, în spațiul public. Dezbaterile actuale legate de anumite haine devin chiar foarte tensionate, tocmai pentru că trimite la o identitate această haină. Dar întrebarea mea este, dincolo de, de identitate, haina nu exprimă oare și o anumită un anumit fel de a vedea viața? Ba da, haideți să ne gândim la, să ne gândim la îmbrăcămintea bikerilor. Este un dress code până la urmă a lor personal și în momentul în care văd un bărbat cu o geacă de piele cu ținte, nu mai trebuie să mă întreb despre ce o fi cu bărbatul respectiv, pentru că îmi imaginez că ascultă muzică rock sau heavy metal, că are o bicicletă, o motocicletă, că trăiește un anumit stil de viață, că pune preț pe propria libertate, că are o individualitate puternică. Deci, până la urmă, tot la identitate venim. Haina, da, ne ajută și poate de multe ori haina pe care o îmbrăcăm ne face să ne simțim într-un anumit mod. Ne dă o anumită stare. Dacă mi-aș lua pe mine acum o roche de secolul XIX cu crinolină și așa, probabil n-aș mai merge așa, ci brusc m-aș simți, exact, m-aș simți obligată să-mi port haina drept și să mă închipui că m-a pus dădaca să merg cu niște cărți pe cap. Deci haina este într-adevăr și formatoare până la urmă de individualitate. Haina pare să aibă până acum în ce discutăm noi și interesant să vedem, pornind de la articolul nostru, de la cazurile pe care le-ați evocat acolo, la exemplele, ilustrații, nu are și, să zicem, nu poate fi conotată și negativ, nu poate fi și un exemplu de slăbiciune. Când Adam și Eva se acoperă, de pildă, în grădina Edenului. Slăbiciunea provine din pudoare, poate. Adică în grădina Edenului e evident că asta a fost prima senzație. Iar astăzi, de dacă facem așa un salt, seama că un salt în timp, astăzi vedem că există o cultură a descoperirii corpului. Sau a acoperirii corpului prin descoperirea lui. Da, ei, asta e o șmecherie a domnișoarelor. Da, mi se și în cultura mediatică și în imaginea mediatică alimentează mult acest imaginar al hainei care acoperă descoperind. Da. Poate chiar am scris în articol, știu că atunci am văzut cazul unei cunoscute cântărețe care s-a îmbrăcat în crăciuniță de sărbătorile de iarnă. Bineînțeles că această crăciuniță era foarte sumar îmbrăcată. Da, este un fel de a, hai să zicem că ne-am îmbrăcat. Dar nuditatea se practică până la urmă din cele mai vechi timpuri și este un fel de apanaj sexual al vedetelor mai degrabă. Până la urmă și aceasta disimulează ceva. Da. Exact. Aici vreau să revenim, pentru că tot și acoperim prin descoperirea goliciunii. Disimulăm, da, tot disimulăm, exact. Arătăm ceva, adică ne vindem comercial. Ne punem, practic, într-o formă prin care considerăm în care că nu mai pun aparatura de radar, dar pun o haină de Crăciuniță subară, de exemplu. Am vorbit până acum de haină în raport cu
corpul, cu persoana, dar haina, cred că, sau așa am observat eu, dumneavoastră să ne spuneți dacă am observat bine sau nu, haina creează un raport și cu locul unde se mișcă omul cu haină. Adică, dumneavoastră ați dat un exemplu mai înainte, dar cred că puteți să dați și altele. Nu o să vă îmbrăcați în același fel dacă vă duceți la o nuntă sau vă duceți la făcut grădinărit. Am dat exemple. Da. Nu o să intrați într-un anumit lăcaș de închinare îmbrăcat, de altfel și scrie că trebuie o îmbrăcăminte decentă. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, în ce măsură disimularea despre care vorbiți are un raport cu spațiul în care se mișcă omul? Păi, în Maramureș, de exemplu, orice tânără pereche care se căsătorește face două nunți. O nuntă oșenească și o nuntă domnească. La nunta oșenească, bineînțeles că sunt toți îmbrăcați cu portul tradițional, dar mai nou, pentru a intra în modernitate, se face și nuntă domnească, ca să se simtă femeile foarte moderne. Înainte nu exista această nuntă domnească, este o invenție, să zic, de dată recentă. Și mi se pare foarte frumoasă ideea asta de a avea o nuntă care să le păstreze identitatea, în care fiecare țăran de acolo, domn al locului, să vină îmbrăcat cu hainele tradiționale, cu portul din moși și strămoși. Iar la această nuntă domnească, bineînțeles că fiecare cheltuie sumedenie de bani ca să arate cât mai bine, în rochii de firmă și așa mai departe. Deci, într-adevăr, locul unde te îmbraci într-un anumit fel poate spune ceva despre spațiul respectiv. Și spațiul respectiv, până la urmă, este format de oamenii care îl frecventează. N-o să mă duc la biserică în pantalon scurt. De ce? Este evident. De ce? Pentru că nu mi se pare că e potrivit. Există o simbolică, de pildă, legată de pantalonul scurt care nu se potrivește. Da, da, deci nu se potrivește. În imaginarul colectiv, da. În imaginarul ritualic, în... Da, mi se pare că n-ar fi potrivit să mă duc să-mi arăt fundul printr-o biserică. Deci măcar iau un șorț dacă e la intrare și mai nou am văzut că se practică acest lucru. Mai ales în mănăstiri sau în local, ca și care sunt invizitabile de către turiști sau deschise turism. Așa și de altfel, de multe ori chiar și preotul te roagă, mai bine nu intra dacă ești foarte sumar îmbrăcat. Aveți un subtitlu în textul dumneavoastră, disimularea identității prin cea de-a doua piele, haina fiind cea de-a doua piele. Unterwasser spune că haina este a doua piele a omului și, mă rog, a treia piele este casa și așa mai departe. Tot ceea ce l-acoperă. Da, tot ceea ce ne definește până la urmă și casa noastră ne definește, spune ceva despre noi. Fiecare își face casa în funcție de personalitatea lui. Așa e și haina. Aceasta mă duce cu gândul la faptul că haina, oricare ar fi ea, este un medium, este un fel de media. E ceva care se află între ceva și altceva. Da.
Între corpul meu și lume, între ce codez eu și ce decodează lumea, între... Categoric, decodăm persoana cu care intrăm în contact și în funcție de hainele pe care le poartă. Statutul social spune ceva prin haină până la urmă. Asta este interfața noastră în momentul în care ne cunoaștem cu un om pe care nu l-am mai văzut până atunci. În primul rând ne uităm la haină și încercăm să descoperim cam ce ar putea fi în spatele hainei respective sau ce conține haina respectivă. Ce ar însemna în contextul acesta al media, al mass media de masă? Care ar fi sensul pe care am putea să-l dăm sau cum am putea să decodăm proverbul acesta, haina face pe om? În ideea că haina, până la urmă, chiar... În contextul mediatic, să rămânem în... Da, în context, chiar, deci în context mediatic. Mă gândesc că este foarte important să ne îmbrăcăm sau să simulăm sau să disimulăm un conținut real al nostru prin haină. Jurnaliștii, vedeți foarte bine că și ei au un anumit stil, exact, de a se îmbrăca. Sigur. Deci recunoști omul liber din hainele respective. Dacă foarte văd frumos un banchier, mi se pare încorsetat, mi se pare că libertatea lui nu mai este chiar o formă de libertate. Și atunci goliciunea artistului devine expresia deci libertății foarte, lui? Da, e foarte interesant. O haină care poate să răpească libertatea unui om. Da. Da. E una dintre ideile foarte interesante a acestui studiu. Pentru că articolul spune... Da. Uniformele, de exemplu, care trebuie purtate la serviciu, spitalele, cu obligativitatea aceea de a purta pijamale, te îmbolnăvești mai tare, știind că trebuie să stai toată ziua într-o pijama. Acum am văzut că sunt spitale care permit bolnavilor să se îmbrace în training, într-o ținută mai ușoară, dar nu în pijama. Deci în momentul în care un bolnav iese din spital și se duce la piață, știi că e fugit din spital, fiindcă e îmbrăcat în pijama în miezul zilei. Pijama este simbolul al statului într-un pat. Da, adică da, E legătura ta cu un pat. E pielea ta, e pielea dintre corpul tău, da, și pat. Și pat, și plapumă. Da. Formele acestea depinde de din ce punct de vedere le privim, că dacă ținem cont că o anumită haină îți face trecerea liberă și alta te împiedică, atunci faptul de a fi costum, cravată și așa, poate că e o formă de a fi liber. Vă dau un exemplu, o anecdotă. Cu ani de zile în urmă, când mă duceam la gara de nord, se plătea la intrare 25 de bani sau 50 de bani, nu știu cât. De câte ori mă duceam îmbrăcat în costum, cravată, ce poftiți, poftiți, poftiți. Când eram îmbrăcat în jean, cerea 50 de bani. Bine, nu era vorba de bani, dar numai haina. Mă vedea îmbrăcat, așa. Sau vă duceți la o întâlnire de afaceri, dacă vreți să obțineți ceva, dacă nu vă îmbrăcați cum trebuie, sigur nu o să obțineți nimic. Adică există și o deschidere. Da, dar mă refer la ideea de a fi liber să te îmbraci într-un fel. Sigur. Ori un banchier nu cred că se poate duce la serviciu fără să respecte acel dress code. A, da. Deci despre asta este vorba, că vreau eu să vă îmbrac toată ziua numai rochie neagră, este ok, dar nu o să, adică dacă mă duc la un cocktail, este evident că trebuie să iau o rochie neagră, eventual și un sacou, că nu o să mă duc în rochie roșu aprins.
Deci la asta mă refer când spun că unele haine încorsetează, încorsetează datorită obligativității de a le purta în fiecare zi. Doamna Florica Iuhas, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această ediție a emisiunii noastre. Mă bucur că ați fost cu noi în această ediție a emisiunii Semne și Simboluri. Rămâneți în continuare cu Speranța TV, iar pentru săptămâna care vă stă înainte, fiți atenți la semne și simboluri.